Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Lectoreci, ai drogat? Bă, dar nu se poate, bă, așa ceva. Bă, dar de ce te cuși, mă, din gură și bă, ce puși fix când apăsai eu pe filmare? De ce? Ce teatru are în el, amice, vezi? Mă, ce teatru, că zici să-i 3, 2, 1, încep, te curăți din gură, bă, fix când apăsai F9 început ăla, Lectoreci! Păi da, bă, că voiam să te chem să-ți arăt ce-i făceam lui Grasul ăla. Ce-i făceai? Dădeai cu cartul peste el, ce-i făceai? Nu, îl băgați în sub mașină și nu putea să plece. Au, șmecherule, dă-i drumul de aici de handicapat. N-am văzut așa. Bă, dar tu fără să jignești, nu, nu poți. Amice, ăla merită jignit. Păi da, pe lângă asta, dar să știi că nu e frumos. Salutare și ne-am găsit la un episod din serialul GTA 5 online. Am văzut o chestiuță destul de șmecheră, sălbaticule, să nu mă omor, că după aia nu mai viață cu mine. Am văzut o chestiuță destul de șmecheră. N-ar fi mare diferență. La portul ăsta de aici, uite fix Dumnezeu. Aici, dincolo de pe zona Trevor, dacă știți. Da, aici. E da. Chiar aici, eu da, eu puse waypoint, eu arătai unde e, nu mai te așa. Unde e, mă, unde e? Păi veniți după amice, mine, că nu știți. Lasă-l, atâta poate, lasă-l. Și ce că e ceva mișto acolo, o casă super, super mișto. Dacă vreți să vedeți și voi ce e acolo, apăsați butonul de like. Sper să nu fie țeapă, că eu n-am încercat înainte. Uite, amice, mai știi mașina asta? Da, e clasul ăla cupe. Și veneau copiii, mergem ușor, geamuri fumurii. Bă, dar prost nu era cu asta. Bă, dar prost ești. Bă, dar ești. După aia întreb că de ce jignesc. Cum se poate uita cineva la unul care a fost atât de nu știu, de family friendly și a avut uite știu ce. Mă, ce family friendly, dă-i drumul de aici. Ia uite știu ce gură spurcată are. Dă-i drumul de aici. Bă, tu vorbești că înjuri în videoclip. Ia uite prostul, ți-a arătat Dumnezeu. Bă, karma, bă. Amice, dar tu-ți dai seama câte... Karma, bă. Tu-ți dai seama câte în gură de a ajuns așa spurcat. Karma, bă. Aia, exact, amice, pentru că am mai dreptate. Cam am dreptate. Bă, eu o să mă apuc să mănânc un pic, că... Nu mănânci nimic. Trebuie să mergem la fără. Uite și tu, bă, dar de ce de când plecarăm de acolo te apucat și tu să dai cu mașina mine? Explică-mi și mie. Dar tu îl duce și pe asta. Păi, dar de cum ești eram acolo început să dea cu mașina? De fapt, dinainte să ieșim început să dea cu mașina mine. Și care e problema ta? Te costă păi ceva? Păi stricași mașina și e urâtă, prostule. Uite-te știi, la el. Mă piști pe mașina ta, dar și pe tine. Mama, nu ce dar și bine? Acum. Îi stai bine? Fusă și un pic cam agresiv. Nu știu. Dar cum ești să iei? Existești cu delea rele, amice. Bă, amice, dacă vreau te omor instant și te pui pe plâns, lasă-mă în pace. Omoară-mă instant, hai. Te omor singur că faci accident de nu, băi, în GTA nu prea ai cum să mori din accident. Na, hai noroc. De-aia te joci tu GTA și nu mai conduci mașina în realitate, că ți-a frică. Dar vezi că GTA 4 cam murei. Dacă dai tare să rei prin barbiz. Ții minte? Nu știu cum nu am jucat GTA 4. Nu am jucat puțin. Absolut. Bă, dar chiar că ăla... Da, păi de ce nu s-a jucat? Până acum, păi prea avut. Eu? Așa un succes. Să știi că GTA 4 nu prea a avut succes, dar nu știu de ce. Știi de ce? Că era mapa restrânsă. Adică? Și era New York. Restrânsă la ce te referi? Mică. Era mică, că era New York. Aaa. Și nu aveai gen drumuri din ăștia de țară și chestii din ăștia? No, chiar deloc. Păi erai ca New York. A, da, corect. Hai da, amici, hai da, accelerează. Nu te accelerezi? Bă, ce vorbești așa urât cu oameni? Bă, talpă, că până acum ar făcui, ce drept? Unde e? Pe aici, la stânga, amici. Dar numai bine te urcai și tu mașina mea, zic și eu și îmi pune și mie checkpoint-ul, că văd că... Că ce, că oricum mai merge mai repede decât a ta. Unde vreodată? Unde, mă? Uite ceasul, stai să vedem câte ceasul. Uite-te la el, uite-te la el. Aute și tu, amice. O, opă la accident. Opa la accident! Viteza manașa! Bară sparte, opa la accident! Ce opa la accident, viteza bă? Manașa! Viteza manașa! Nu prea pe copilul ăla! Nu! Nu! E un copil pe TikTok, de a filmat el un accident! Se lovise la doi într-o gândurițenții, parcă și el, așa, încet. Opa la accident! Opa la accident! Geamul sparte, ui sparte, opa la accident! Un copil de la mic, de 7-8 ani, nu știu cât avea! Opa la accident! Păi și cum îl găsesc pe TikTok? Opa la accident! Și-l găsește oare? Da, stau pe YouTube, sigur. Opa la accident. Păi nu, că vreau filtrul ăla. Opa la accident. Vreau filtrul ăla cu sunetul ăla. Opa la accident. Ia stai, mă, că asta, hai că... Ce ia, uite, amice, bă, să pară... Făcui opa la accident. Accident. Ia stai, mă,
Ia lasă. Ia auzi, mă, ia auzi, ia. Ia ascultă. Opa la accident. Și cine știe ce am găsit în casa asta? Dacă știi ce este în casa asta, apăsați butonul de like. Păi nu, că noaptea e bine. Bă, eu nu intru, băieți. Amice, eu stau în mașină, bine? Aici, amice. Uite și tu, țăram prost, uite și tu cum le... Bă, dă-du cum... Na, amice! Bă, ce că intrăm peste ei în casă? Na, mă, na. Opa la accident. Intenționat am făcut-o. Amice. Mai leu, iau de titanul, amice. Stai să nu ne, să nu ne fi mințit ăia de pe TikTok. Mie îmi pare că am răzeală. Hopa! Mars! Hopa! Home. If your wow. heart is not in wow. America, your... Wow! Oh, amice, unde te spui? Bă! Amice? Nu pot să mai înaintez! Bă, nu mai vă văd! Da! De fenomene astea ăștia. What? Paranormale. What? Deci, poți să intri... Amice, amice, mă întrebaște de ce îl înjurai, amice? De soarul Exuricu, bă. Bă, mișto că poți să intri în ea. Dar da, e ceva, dar ce? Nașpa, că nu e nimic, ești nebun la cap. Mă, mersi, amice. Mă, amice, sunt fantomii aici, mă, mâncați-ași. Muri sălbaticul, da, care dau cu sticky bomburi. Uite și tu cum atârnă hainele ăștia pe sârm. Mamă, amice. Bă, dar hai să încercăm și restul la care. Bă, ce graficuță bună are GTA-ul. Vino ca să vezi rufele ăștia pe sârmă, mâncați aici. Da-o în mama măsii, amice. Zici că șervețele, e? Ce mișto se face când treci pe aici, la jarjaf, eu de ea. Da, treci prin el, bravo. Nu, ia treci tu. A, da, dar mă, ești prost. Când treci tu, nu face. Da, sunt cam pișate, amice, sau cam pișate. Mamă, asta e plin de pișate. Amice! Asta, bă, dar de ce sunt? Bă, dar știu că... Asta Nicole a fost super cioaica bătrână. Bă, dar trebuie să fie ceva cu asta aici, am un cavaș. Știi ce nu înțeleg eu? De ce dacă sunt la uscat, înseamnă că spălate? Păi și dacă sunt spălate, de ce sunt galbene? Nu știu, amice. Bă, deci trebuie să fie ceva cu asta de aici, nu știu, trebuie să reușim cumva să... Ia să vedem, mai este vreo intrare? Nu mai e. Asta este doar. Ba mai sunt, dar e singura care se deschide. Bă, trebuie să fie vreun easter din asta, așa. Păi aia zic. Hai să căutăm și în restul acasă. Nu. Căutași? Opa la accident. Geamul sparte. Încercai să o detonezi, dar nu se întâmplă nimic. Mie mi-ar plăcea să trăiesc aici. La opa la accident? Ia vezi, pe partea asta. Mai e ceva. Intraiu, nu e, nu. Niciuna din case. Nu cred, încearcă și tu, dar nu cred. Da, cred că se deschidea ușa de la explozia asta, dacă era, da, nu merge. Nu... Nici prin spate? Dar sigur că nu. Mă, dar cine căcat are aici un iaht? Dar chiar că, om, încață-și! Oameni, ce mi se pare mie sau urcam ea apa? Singur? Bă, asta zici și eu, că până acum ați stătut liniștit și acum brusc colo în spate. Ia stai să mă suim barca asta de aici. Sunt ceva de șperia lumea pe ștreade. Să vezi, băi, tu știi să conduci iahtul? Yeah. Hâți! Geamul sparte, oglin sparte, opa la... Băi! De ce l-am văzut? Mă, amice, eu cred că a venit cu un asasin plătit. Da, așa. Așa ca mi se pare și mie, da. Ai era în strac, puteam să intrăm. Hai, mă, hai să-l așteptăm și pe el. Nu te, mă, pișeama și pe el. Hai, mă, să-l așteptăm și pe el. Vezi că trage cu pistoale, cu dele. Pișeama și pe el. Ia vrei să vezi, mă, când te urci în barca asta? Ia, mă, ia, hai, arată-te! Eu vă zic să-l așteptăm și pe el, voi nu vreți să-i arăți? Dai, mamă, dar asta dă cu spatele, mă, mâncați-aș. Hai de mine! Vezi că iar vrea să mă omoare și să strice episodul lecturicule? Bă, da, hai de mine. Bă, dar realitate de așa greu merge iahtul ăsta, mă, mâncați-aș. Unde te băgași, mă? Poți să nu tragă ăla după mine. Amice, cu ce tragi după el? Opa la accident! Opa la accident!
Hai că mă dau jos, că... Dă-te jos, că trag în prostul ăla. Aici este, am vrut, ajut eu. Unde te duci, bă? Du-te, bă, la iaht, bă! Iau-te-l, iau-te-l, iau-te-l. Bine, bă, e opăl accident. Geamul sparte oglind, sparte opăl accident. Iau-te, bă, o barcă de aia de salvare. Amice, ia, hai să o punem în apă, bă, prostule. Mamă, cum ți-am băgat ăla. Cu nu merge, amice, aia de afară, da, stai, nu cu bubuitura. Împinge-l, bă, cu aia, bă, cu ăsta, dă-te la o parte. Da-te, amice! Merge, merge! Dai! Taci! Hai, amice, dai! Hai, mă! Așa. Așa. Stați, băieții, că mă urc eu. Bă, și plutește! N-am fi atent. Hai și noi. Hai și noi. Opel accident. Opel accident. Bă, unul să stea să ne împingă. Stai că... Acum, stai acolo, să vă regule. Ia. Aaa, scuze. Bă, ești nebun, bine că nu prea nu atăia, nu prea merge, dar... Păi că am stat în loc, amice. Asta e ideea de salvare, nu e cum încearcă. Păi zici că are 3 tone, uite la aia că nu putem. Îmi pusă-și piedică. Păi zici tu. Bine că e cam bug. Aoleu. E cam bug ăsta aici. Vezi că se... Amice, se vede că se mișcă de dar sparge oare? No, ce se sparge asta, amice? Amice, tu tragi în barcă sau tragi pe lângă? În barcă? Care l-a omorât, mă? No, ce se sparge asta, amice? Ia uite altul. Amice? Da. E anticapat. Ce-s făcut? Vede-te la el, le omoră și pe noi, și pe mine, și pe tine. Și e drag acum, a? Stai liniștit că puteam să te omor. Ia uite, bă, unde ăsta... L-ai făcut. Opel accident. Opel accident. Cum îi zice, amice, un compresor? Unde, mă? De la reunflatul de la mașină? Aha. Unde, da, de la mare. Aici, ia, vină cu a. Nu o găsesc. Ia uite-le. Băi, ești nebun? Poți să tragi și cu AVP-ul ăsta și fără să pui ținta, știi? Ce ai, bă? E bună dacă te mint. Băi, prietenii noștri, lăsați-ne în secțiunea de comentarii ce credeți că ar trebui să fie cu această ușă care dacă se deschide. Dacă vezi că o trag în tine. Dacă nu știați despre ea, dați, apăsați și voi butonul ăla de like. Mai intrăm o dată în ea. Nu e nimic, adică avem bă, niște foi pe jos, un calorifer. Două tablouri, da, unul da, ce care e dubios că nici măcar nu poți să intri în toată casa. Adică nici în toată camera, da, în toată casa. E doar o cameră făcută, deci asta e cel mai dubios lucru. Și dubios e că genușa aia se deschide, că mă normal n-ar fi trebuit să se deschide, uite. Dacă da, amice, dar dacă stau aici... Ia hai, amice, să intrăm aici, să ne drogăm, vrei? Cu ce, amice, cu Fernandez? Ia, bă, dar o intra poliția peste noi, bă. Da, chiar că ia. Păi asta e că dau o bucată. Păi stai că-s la ușă, lasă că-s la ușă. Păi de ce l-am urâși? Lăsa-și ușa deschisă, bă! Ce? Nu e deschisă, mă, ce-i? La mine era deschisă. Da, bă, dacă ți-ai varză. Ia, stai. Slăbați. Stai să deschid ușa. Nu, că rămâne la ușa. E ca și cum ar fi deschisă ușa. Nu poți trage. Nu poți trage, uite, e ca și cum ar fi închisă ușa, ești nebun? Bă, nu mai deschideți, băi! Păi degeaba, bă, că oricum, nici noi nu putem să tragem în ei, ești nebun? E ca și cum ar fi un gem, uite, na. Ia. Eu nu pot trag în voi, nici nu vă văd, da, ești nebun de fapt. Da, bă, ia uite că zici că e geam. Dar nici nu vă văd. Prost. Nici nu vă văd înăuntru. Zici că e geam, ești nebună. Noi te vedem, amice, dar aici zici că e o sticlă în fața noastră. Da. Păi, vă zic că e sticlă, dar zic că eu nu vă văd înăuntru și trag, dar se vede că vin gloanțe dinăuntru, nu se vede de unde. Bă, mișto. Lăsați în secțiunea de comentarii dacă aveți vreo idee ce e cu chestia asta. Până nu vin ăștia de la FBI, SRI, CIA. Dracu să ia. SRI, nu SRI, că SRI e al nostru și nu. Eu de aceea ieșire, băieți. Amice! Ia trage, bă, cu bazuca încoa. Gata, fraților, sunteți pregătiți? Amice, da. Asta ne-a fost. Bă! A, vom muri, bă. Camare explozia, amice, camare. Dacă aveți unde să vă duceți mai încolo, în cameră, nu mureați. Da, nu cred că muream, că se oprea în ăsta, dar bubuitura intră. Nu ne lasă să ne deplasăm în cameră. Păi da, nu e asta, asta e o parte nasoală. Băi, prietenii mei, cam atât o să fie cu acest episod. Care prieteni, v-a plăcut? Care prieteni? Noi nu suntem prieteni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un de like. Băi, ceasul 12 mâncava și știi. Puteți în secțiunea de comentarii. A, dacă, nu am ce ai. Dacă aveți vreo idee, care-i treaba cu chestiunea asta aici? Fră, orică! Să-mi aduce și un par de apă și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Da. Ba, ba. Ba.